Bine v-am găsit, dragii mei! Am fost la sfârșit de săptămână la țară și m-am sculat dis de dimineață, fix când a cântat cocoșul. E așa de bine la țară, la bunici. Dorm atât de bine în camera țărănească, încălzită de focul din sobă, că acum iarna e friguț. Întotdeauna mă odihnesc suficient și nu mă deranjează că mă scoală cocoșul așa de dimineață. Mai de mult, oamenii la țară se sculau tare de vreme ca să facă treburile gospodăriei, iar cocoșul era ceasul lor deșteptător. Și uite așa, de la cocoșul lui Mamae, mi-a venit o idee. Ce-ar fi să vă vorbesc despre ceramica de horezul? Cum, ce legătură are cocoșul cu farfuriile sau, mă rog, cu ceramica de horezul? Păi e simbolul cel mai des întâlnit pe obiectele de ceramică din această zonă. Horezul este un oraș cunoscut nu numai pentru olărit, cu oasa ceramică smălțuită, celebră peste tot în lume, dar și pentru țesăturile și broderiile frumoase care ies din mâinile dibace ale localnicilor, pentru pictura religioasă, căci avem aici mănăstirea Horezul, despre care o să vorbim altă dată, dar și prelucrarea artistică a lemnului. Mai țineți minte că am vorbit despre patrimoniu cultural în mai multe lecții? Și sigur vă amintiți ce înseamnă, da? Dacă nu, stați că vă reamintesc eu. Patrimoniul este, așa cum am mai spus, moștenirea pe care ne-o lasă strămoșii. Este ca o comoară pe care trebuie să o păstrăm, pentru că altfel nu am mai ști care ne este trecutul. Patrimoniul înseamnă toate obiectele valoroase, cum sunt cărțile, tablourile, vasele vechi de ceramică, costumele populare, clădirile vechi și frumoase, bisericile, așa cum este și Biserica Horezul, dar și lucruri pe care nu le poți atinge, cum sunt obiceiurile tradiționale, cântecele, dansurile, legendele populare. Cei care hotărăsc ce obiecte sau ce obiceiuri din diverse țări intră pe această listă a patrimoniului cultural imaterial al umanității se numesc UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Ei analizează poveștile din spatele obiectelor sau monumentelor sau obiceiurile dintr-o țară și uite așa înscriu pe listă pe cele mai valoroase. Așa intra pe această listă și ceramica de Horezul, împreună cu mănăstirea Horezul. Este chiar o zonă deosebită pentru că nu se mai întâlnește un loc unde, care să aibă două valori înscrise în patrimoniul UNESCO. Iată că Horezul este unul dintre ele. Ei, dragii mei, Horezul se află aproape de Vâlcea, unde m-am născut eu, aproape de satul unde sunt bunicii mei. Așa că am făcut o vizită acolo, la casa unor olari veritabili, adevărați, care mi-au arătat cum se naște un vas de ceramică dintr-un pumn de pământ. Arta olăritului s-a transmis din generație în generație cu ajutorul familiilor de olari, care au transmis în timp tehnica de prelucrare a lutului. Haideți să ne uităm la un filmuleț despre această familie de olari și modul în care ei lucrează. Doamna, soția dumneavoastră, sărămâinile, bună dimineața, bine v-am găsit, merge treaba, merge? Dimineața, bine ați venit, merge treaba, da, dacă se învârte roata, merge și treaba. Să se învârte roata, alții vor să se învârte volanul. Da, fiecare cu... Cam cât timp lucrează, am văzut un obiect acolo, o oală, sau la, cam cât timp se lucrează la un obiect? Păi, sunt mai multe etape, prima dată se modelează, se lasă puțin la uscat, urmează pictarea, apoi finisarea, uscarea totală, după care două arderi, vin arse de dor la peste 1000 de grade. Oh, deci e de muncă. E de muncă. Am înțeles. Spuneați dumneavoastră că sunteți foarte mândri de ceea ce se întâmplă aici, patrimoniu UNESCO.
Da, este un mare avantaj care mulți nu-și dau seama de avantajul care îl avem, fiind unica ceramică din România în patrimoniu UNESCO imaterial. Trebuie să ținem de tradiții și de partea asta a olăritului la Horezu, că se păcat să se piardă, cu multe centre din România, din păcate, s-au pierdut. Dar, din fericire pentru noi și pentru dumneavoastră, pentru turiști, în Horezu nu o să se piardă ceramica, fiindcă sunt de aici înainte, cel puțin 100 de ani, sunt tineri care au preluat de la părinți și se lucrează în continuare. Suntem în jur de vreo 20 ceva de familii în Horezu, fiecare mai mulți membri, depinde, 1, 2, 3 membri, și atunci nu se va pierde ceramica. Vă mulțumim din suflet, doamnă, spor la treabă! Ce frumos a fost! Culorile folosite în Horezu nu sunt foarte multe. Brun, verde, albastru, alb, cărămiziu sunt culori mai mult ale pământului. Iar pământul sau lutul este luat numai din dealul Ulmului, după cum mi-a povestit domnul Pietrarul, meșterul în casa căruia am poposit și noi pentru a admira vasele care ies din mâinile lor, dar mai ales pentru a afla întreg procesul de fabricație, care este unul manual. Totul, dar totul este făcut cu mâna. Trebuie să știți că femeile și bărbații au roluri bine definite în procesul de fabricare a vaselor. Bărbații selectează tipul de pământ folosit, argila sau lutul, îl extrag, apoi îl curăță, îl taie, îl spală și îl frământă cu mâinile, cu picioarele sau cu un ciocan mare de lemn, amestecându-l cu apă. Pasta astfel obținută se curăță de impurități, se face bulgări și apoi se lucrează la roată, la roata olarului. Fiecare meșter are propria metodă de olărit, însă respectă aceleași operații. Formarea vasului de Horezu necesită o tehnică deosebită și o viteză de lucru destul de mare pentru că pasta nu trebuie să se usuce. După modelare, vasele se ard în cuptoare speciale. Femeile decorează obiectele din ceramică folosind unelte speciale de decor și folosesc motive tradiționale în care se regăsesc cele geometrice, florale sau zoomorfe, adică cu animale. Se folosește un corn de vită, având în vârf o pană de gâscă. Și culoarea se scurge prin corn, apoi prin pana de gâscă, funcționând efectiv ca un stilou. Un alt tip de decorație se obține prin zgârierea cu un vârf metalic a vasului după înmuierea în substanța colorantă. Astfel, toate culorile folosite sunt naturale. Cromatica vaselor de ceramică păstrează tradiții străvechi și secrete străvechi. După ce se frământă bucata de lut cu puțină apă, în cantitatea numai de ei știută, așa cum am spus, o pune pe roată și o modelează după cum dorește, în numai câteva minute ieșind un vas destul de uniform. Vasul este depozitat la uscat. După o zi, îl duce în cuptor pentru uscarea la cald și nu vreți să știți cât de cald și cât fum este înăuntru. Și procesul se repetă de două ori, pentru că vasele din ceramică sunt arse de două ori. După prima ardere, care durează o zi, se lasă noaptea la răcit, iar a doua zi se mai ard încă o dată. Ceramica de Horezu este celebră pentru lutul roșcat, cu o cromatică individuală nemai întâlnit prin alte părți, dar și prin motivele simbolice folosite. Toate motivele apar pe cele trei sectoare ornamentale ale vaselor, adică fundul vasului, pereții și baza, iar când este vorba de căni sau ulcioare,
ornamentul apare pe pereții exteriori, pe buza cănii, acolo pe unde bem și noi, și pe coadă. Ei, abia apoi vasele sunt luate la pictat cu ajutorul cornului de vită de care vă spuneam, motivele fiind în val, sau flori stilizate, sau spirală, sau stea, sau șarpele, peștele, ghirlande și puncte și normal, cocoșul de horezu, care e simbolul zonei. Cocoșul ocupă adesea spațiu central pe fundul vasului și are un rol principal, bineînțeles, este vedeta vasului. Alteori apar în același loc doi cocoși, care stau față în față sau de o parte și de alta unui copac. Iar când sunt dispuși circular pe marginile vasului, olarii spun că au făcut hora cocoșilor. Dar hai să vedem care este povestea cocoșului cu care sunt pictate aceste vase. Cocoșul provine de pe casele din Oltenia, acolo unde îndeplinea funcția de avertisment, de paznic solar împotriva necunoscutului, simbol al biruinței, al victoriei, al luminii asupra întunericului. Legenda spune că acesta vestește destrămarea întunericului și măsoară timpul, el fiind cel care îi trezea pe oameni în vremurile în care tehnica nu era atât de avansată. Cântecul cocoșului simboliza trecerea momentului critic și anunța victoria soarelui și a luminii asupra nopții și a întunericului. El vestea nu numai orele nopții, ci și curățirea spațiului nopții de forțele ostile omului, forțele răului. Totodată, cocoșul este considerat și simbolul reînvierii, al nemuririi sufletului, emblema vigilenței și a mândriei. Reprezentarea cocoșului pe vasele de ceramică de Horezu este una variată. Așa cum v-am mai spus, el este redat în diverse game cromatice, în diverse culori și în diverse ipostaze. Mai țanțoș, mai colorat, mai înfoiat. Hei, haideți să ascultăm ce se spune despre cocoși în cartea Îngeri, Zmei și Joimărițe, despre care am mai vorbit, carte scrisă de Carmen Mihalache, Ana Pascu, Cosmin Manolache și Ciprian Voicilă și apărută la editura Humanitas. Cocoșul. Cocoșii sunt ceasornicele satelor. Ei aud din porunca lui Dumnezeu toaca din cer, care vestește trecerea timpului. Cântă de zor foarte devreme, iar oamenii se pot porni la drum abia după cântatul lor. Însă, atunci când cocoșul este unul năzdrăvan, nu trebuie să audă toaca, pentru că știe și singur când trebuie să cânte. Când slobode el un cocurigu, fuge chiar și diavolul. Se mai spune că este năzdrăvan, fiindcă are în coadă o pană la fel de năzdrăvană ca și el. Când cocoșul doarme, pana începe să ridice încet, să se ridice încet încet, iar la miezul nopții stă drept în sus. Cu ea cocoșul măsoară ceasurile nopții pentru a ști când trebuie să cânte. În bazme, cocoșul păzește curțile împăratului, astfel că zmeii care vor să-i răpească fata dau greș mereu din pricina cântării lui sonore, care trezește paznicii. Cocoșul a fost blagoslovit să fie năzdrăvan chiar de către Iisus Hristos. Unii spun chiar că dacă n-ar fi existat cocoșul, atunci nici Hristos n-ar fi înviat. Wow, ce poveste, dragii mei! Ce poveste! Dar hai să vedem ce se mai întâmplă în Horezu. Păi în prima duminică din iunie,
În localitatea Horezul găzduiește târgul de oale care se numește Cocoșul de Hurez, în cadrul căruia meșteri din Satul Mare, Corund, Marginea sau Oboga vin să-și arate meșteșugul și priceperea. Târgul este organizat pe platoul Stejari și durează 3 zile. Produsele premiate sunt expuse mai apoi în Galeria de Artă Contemporană, deschisă la Casa de Cultură din Horezul. În aceeași perioadă, în zonă se mai poate participa la Fagurele de Aur, care este o sărbătoare națională a apicultorilor, adică crescătorilor de albine, care se ține în a doua săptămână din iunie și durează 2 zile, la Tomșani. Sau Învârtita Dorului, festival de cântec ciobănesc, pentru că sunt mulți ciobani în zonă, și Parada de Costume Populare. Ei, toate acestea se țin în a treia săptămână din iunie, în satul Vaideni, care este plin de ciobani. Brâul de Aur este șezătoare și concurs de creație, organizat în fiecare an în ziua de Sfântul Ilie, adică pe 20 iulie, la Bărbătești. Hei, dragii mei, dar tot vorbit de farfurii, de ceramică, de cocoși, ce-ar fi, ce-ar fi să vă arăt așa pe pași cam cum să modelați și voi o farfurie? Și puteți folosi, nu știu, lut sau pastă cu uscare la rece sau plastilină, de ce nu? Eu să vă arăt sau să vă gândiți voi cum să faceți acel cocoș în centru farfuriei. Puteți să zgâriați cu un creion sau un pix sau o scobitoare să-i faceți forma, sau puteți să așteptați să se usuce farfurioara și să pictați cocoșul. Ce ziceți? Vă arăt? E simplu. Nici nu trebuie să mă urmeriți. Trebuie să vedeți doar câteva poze. Ia uitați! Mei, cum a fost? Cum a fost? Știați atât de multe lucruri despre cocoș? Despre faptul că el este simbolul ceramicii de Horezul? Am aflat astăzi. Și până data viitoare, dragii mei, să fiți cu minți, vă îmbrățișez cu drag și dor și vă pup pe obrăjor și vă spun la revedere, pa, pa!